My head. My head. Ok, bun. Mă doare un pic capul. Țin să spun. Am o mică durere de cap, băieți. Fruntea mă cam joacă feste aici, în acest game. Bun, suntem pe Berlin Grand Lee. O hartă destul de interesantă. Ce face aici Skillus? Ok. Sper să nu mă aștept la un proxy, nu. Ok, nu cred că o să fie. Hai să prezentăm pe cei doi playeri. În colțul din stânga sus al hărții de la Root Gaming. Îl avem pe Skillus. Și în colțul celălalt al hărții de la E-Punks. L-a bătut pe Cass. Numele lui este Garitos. Un zerg player care a reușit să-l bată pe Cass, Terran player, unul dintre cei mai puternici Terran player din Europa. El Casitos. Da, nu mă așteptam la așa ceva, dar se pare că Garitos are în fața lui câteva meciuri destul de puternice. Primul adversar este Skillus în aceste momente, care joacă cu rasa Protoss și este destul de puternic ca și Protoss player. Bun, vedem Ghetto-ul acolo din partea lui Skillus, în naturală. De cele mai multe ori, ca și Protoss player versus Zerg player, îți iei această expansiune, mergi pe acea naturală, imediat după ce se va termina acel gateway, mai ales dacă scautezi și vezi că acel spawning pool este la jumătate și tu ai acel gateway, nu pui de cybernetic score, alegi Nexus-ul și după aia pui de cybernetic score, nu mai construiești probe, rămâi la 20 supply, după ce ai pus acel cybernetic score, începi să construiești producția, să o iei de la capăt cu producția de probe, și să încerci să construiești cât mai multe probe ca acea naturală să fie saturată chiar și main base-ul. Vedem al doilea assimilator acolo pentru Skillus. Pylon, cel al doilea pylon, nu trebuie să rămână supply blocked. Protossul, deocamdată nimic neobișnuit. După ce se va termina acel cybernetic score, vom vedea ce tech va pune jos Skillus în aceste momente. Are deja 100 de minerale acolo stocate. Probabil că aici va fi acel tech. Solpadeina, nu înțeleg ce înseamnă asta. Bun, Toilet Council va fi acolo alegerea pentru Skillus. Cel mai probabil o să avem unități construite în gateway, pentru că acel Toilet Council te ajută foarte mult pentru unitățile de gateway, în mare parte. Din Toilet Council poți să faci blink-ul, poți să faci... acel resonating glaze și așa mai departe, ai și charge-ul, o grămadă de tech-uri pentru unitățile de ghetto. Foarte interesant aici, Garitos intră cu acei zenici, pur și simplu o chestie foarte nesemnificativă în aceste momente. Au fost acolo 4 zenici care au intrat în naturală și Skillus nu a fost atent, nu și-a închis acel wall, dar nu cred că a reușit să distrugă, ok, a reușit să distrugă o probă și un pylon, dar nu este un capăt de țară. Metabolibusul este finalizat în aceste momente. Avem și natural acolo pusă de către Garitos. Skillus reușește acolo să distrugă 2 drone. Nu am fost atent pentru că am fost atent la push-ul lui Garitos. Na, trebuie să fim atent la ceva. De obicei în aceste game-uri, mai ales în Legacy of the Void, vedem o grămadă de contraatacuri în același timp. Adică nici n-am cum să mă uit și la aia și la aia. Și da, bun, vedem Resonating Glaives pe bara de producție, ceea ce mă așteptam să văd din partea lui Skillus în aceste momente, o să fie un timing cu adepți. Deocamdată continuă să își satureze naturala, vedem cel de-al doilea gateway, acolo în main base, din partea lui Garitos. Continuă să producă probe, iese cu acel adept pentru a distruge un posibil Zerling Run-by în a treia bază pe care și-o ia Skillus în aceste momente. Bun. Garitos continuă să producă drone, vedem Roach Oran în a treia bază, foarte interesantă poziționarea acelui Roach Oran, de obicei ții acel Roach în naturală sau în main base, pentru că Protossul întotdeauna alege main base-ul și naturala pentru a scauta, dar în aceste momente Garitos are un mind game destul de interesant, va alege unul dintre tech-urile lui să fie în a treia bază, Roach Oran în a treia bază. Bun, vedem Dark Shrine-ul pentru Skillus în aceste momente.
Aș vrea să văd și un robotics facility ca să putem să trimitem acele unități pe cealaltă parte a hărții, dar nu vedem acest lucru. În schimb, 7 adepți aici, de fapt sunt 6, cer scuze, nu mă pricep la numărători. Nu știu, când eram mic, bunica mea mă punea să număr gâștele când veneau, când veneau de pe câmp și nu mă pricepeam la acest lucru să număr gâștele, deci să nu vă supărați pe mine când mai greșesc aici când am spus 7 adepți și de fapt sunt 6. Este o defecțiune din copilărie când număram gâștele, nu mă pricepeam la așa ceva. Eram foarte afon, eram foarte dezastros în a număra 10 gâște pe care le aveam mamaia întotdeauna, dar trebuia să fie, să ajungă 10 gâște acasă. Plecau 10, trebuia să vină 10. În aceste momente nu putem spune același lucru despre Skilos. Au plecat 6 adepți și s-au întors 3 în naturala bazei zergului și nu o să mai rămână niciun adept. Mai vedem acolo 2 adepți care se vor duce către a treia bază, încercând acolo să distrugă cât se poate de multe drone. Nu va reuși să distrugă foarte multe drone. În schimb, aici mai reușește să mai distrugă 3 drone în main base. Skilos trebuie să se retragă cu acei adepți sau să-i sacrifice, de ce nu? Să-l mai forțeze aici pe zerg să mai construiască unități de atac și da, vedem 8 zernici pe bara de bruse și 3 Ravengers. Nu avem vreun răspuns asupra acelor DTs care se vor duce către naturală și către main base, dar în aceste momente Garritos se pregătește de un push și în aceste momente Skilos are ceea ce îi trebuie pentru a se apăra de acest lucru. Deocamdată nu vedem acest lucru, vedem un Stalker și un DT acolo în față din partea lui Skilos, un Sentry cu un shield, un force field, îmi cer scuze, destul de bine poziționat acolo. Încă un force field destul de bun. Acel DT este de nebătut în aceste momente, dar DT-ul atacă acele zerlingi, reușește în aceste momente să pătrundă în naturală și o să distrugă o grămadă de probe. Skilos trebuie, are nevoie de un contraatac și contraatacul este acel Dark Shrine. DT-ul se află în main base. Nu știu unde este DT-ul din natural. A venit înapoi. Ok, DT-ul din natural a venit înapoi și a dat seama aici Skilos că nu are niciun răspuns. Nu prea are ce să-i facă asupra acelor DT's. Garritos și alege să distrugă cât se poate de multe probe în aceste momente. A distrus 18 probe, destul de bine pentru acest Protoss player, dar da, Skilos